Bună seara și Hristos a înviat, doamnelor și domnilor! Învierea Domnului Iisus Hristos este sărbătoarea mult așteptată de moldoveni, încărcată cu emoție și marcată de tradiții și obiceiuri. Este un prilej pentru ca membrii familiei să se reunească. Cum trebuie să cinstim sărbătoarea corect? Ce semnifică ouăle roșii, Pasca și cozonacul? Ne va spune astăzi preotul Iulian Rață, prototop de Orhei. Bună seara, Hristos a înviat! Cu adevărat a înviat Hristos! Vă mulțumesc din tot sufletul pentru această invitație și pentru posibilitatea de a aduce vestea cea bună a învierii Domnului Hristos și prin mijlocul dumneavoastră. Cu drag. Părinte, sărbătoarea învierii Domnului este cea mai mare sărbătoare din an pe care creștinii ortodoxi o sărbătoresc. Vreau să vă întreb din punct de vedere religios. Ce semnificație are această sărbătoare? Este cu adevărat cea mai mare sărbătoare. Noi în Biserica Ortodoxă avem 12 mari praznici împărătești și zicem de fiecare dată 12 plus 1. De ce plus 1? Pentru că învierea le încununează pe toate celelalte 12 sărbători mari împărătești pe care le avem. Cuvântul Paște, dacă ar fi să-l traducem din limba ebraică, ar însemna scoatere. Pentru poporul evreiesc era scoaterea lor din robia egipteană, Pesach, iar pentru noi, creștinii ortodoxi, Paștele este scoaterea din robia păcatului. Paștele este nimic altceva decât învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care ne dă nădejde, speranță că și fiecare dintre noi vom învia în ziua cea de apoi. Ori Sfântul Apostol Pavel, de altfel, așa și ne spune, dacă Hristos nu ar fi înviat din morți, zădarnic ar fi fost credința noastră, zădarnic ar fi fost nădejdea noastră. Deci tot ceea ce înseamnă creștinismul, tot ceea ce înseamnă ortodoxia în sine, se învârte în jurul Paștelui, în jurul învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Așa, moldovenii noștri sărbătoresc Paștele 3 zile. Cum ar trebui corect să sărbătorim această sărbătoare? Această sărbătoare trebuie sărbătorită, dacă e vorba, să vorbim despre corectitudine, trebuie să începem de la biserică. Adică dacă noi nu simțim bucuria și dacă ar fi să fim corecți până la urmă, atunci pentru a simți cu adevărat bucuria sărbătorii trebuie mai întâi să trecem prin săptămâna patimilor. Adică dacă îmi permite să zic așa, să trecem mai întâi pe la crucea Mântuitorului Hristos. Pentru că noi atunci când vorbim despre săptămâna patimilor, despre chinurile pe care Hristos le-a îndurat pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire, noi oameni am fost concentrați cu totul cu altceva. Am fost concentrați cu ordinea din jurul caselor, am fost concentrați cu ordinea din gospodăriile noastre, din casele noastre, cu prepararea bucatelor alimentare și așa mai departe. Nici de cum n-am fost concentrați pe evenimentul propriu-zis, care ne adună și care ne face ca să simțim bucuria învierii. Și din păcate cu Paștele se primește exact același lucru. Se rezumă deseori la creștinii noștri ca să mergem la biserică, să sfințim Pasca, ouăle, cozonacul de dimineață și după aceasta să ne avântăm în mese, ospețe, petreceri și așa mai departe. Ori aceasta este tocmai îndepărtare de la esența sărbătorii și atunci fiecare dintre noi nu ajunge să simtă justa valoare acestei sărbători. Pentru mine personal și pentru un creștin ortodox, Paștele este în primul rând slujba învierii, bucuria învierii proclamată oficial în noapte despre sâmbătă, spre duminică, slujba cea care aduce vestea cea bună a învierii Domnului nostru Iisus Hristos, mai întâi prin Sfânta Evanghelie, apoi prin frumosul salut creștinesc, Hristos a înviat, pe care vreau să-i îndemn pe toți creștinii noștri să-l rostească timp de 40 de zile, până la marele praznic al înălțării Domnului nostru Iisus Hristos. Mai apoi, dragii mei, iată, 3 zile la rând, ziceați dumneavoastră, da. Corect. Noi 3 zile la rând slujim Sfânta Liturghie. Se face slujbă în fiecare dimineață și ar fi foarte bine ca fiecare creștin neapărat în aceste zile să meargă la biserică pentru că acolo să savureze slujba învierii. Vreau să vă spun că chiar sunt localități în Republica Moldova unde astăzi, luni, ca exemplu, e mai multă lume adunată în biserică decât în ziua de Paște. De ce? Pentru că în ziua de Paște nu orice creștin este deprins să privegheze toată noaptea.
îi pare obositoare slujba. Mai apoi e obosit și cu lucrările care au fost făcute, ordine, mâncare și toate celelalte. Mai apoi slujba nu prea o percepe în momentul în care stă cu gândul la bucatele de post, de fruct pe care tocmai vrea să le guste, pentru că 49 de zile s-au abținut de la toate aceste bucate. Și atunci, atât pentru luni, pentru marți, în biserici se adună mai multă lume, pentru că deja... Bucuria învierii a venit peste sufletul lor și oamenii savurează deja toate cântările care se cântă altfel. În biserică, altfel, exact, altfel decât au făcut-o în seara de Paști. Deci e frumos ar fi ca toate aceste zile să fie sărbate nu în ospețe și în beții, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ci slăvim pe Dumnezeu în cântări și în rugăciuni. Adică da, noi gustăm din bucatele de pe masă, noi ne bucurăm de bucatele pe care nu le-am consumat timp de... 49 de zile de până acum. Dar toate acestea trebuie făcute cu Domnul. Cu Domnul. La masă oamenii să se întâlnească și să nu vorbească despre politicieni, să nu vorbească despre războaie, să nu vorbească despre ceea ce poate să-i întristeze sufletul, să vorbească despre Hristos, cel înviat din morți, despre cât de mult ne iubește Dumnezeu și despre cât de mult bine face Dumnezeu fiecare dintre noi. Acum, eu vorbeam cu creștinii din comunitatea mea și le spuneam să se gândească elementar la un lucru simplu. Când ultima dată au zis mulțumesc lui Dumnezeu pentru vedere? Pentru că văd. Uite, noi nu mulțumim lui Dumnezeu pentru lucruri elementare, pentru că auzim, pentru că avem picioare și putem merge. Eu le spuneam tot creștinilor mei despre faptul că mi-a plăcut o vorbă, spunea cineva, mă plângeam că nu am pantofi până am văzut un om fără de picioare. Iată, noi doar în comparație putem să înțelegem cât de fericiți suntem noi. Și iată, aceste sărbători, aceste întâlniri familiale ale noastre, ele sunt tocmai motivul, pretextul extraordinar de a ne întâlni și de a vorbi cât bine ne face Dumnezeu fiecare dintre noi. Și de a mulțumi. Și de a mulțumi. De fapt, Sfânta Liturghie, cer scuze, Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă pe care o are Biserica Ortodoxă, Euharistia, e așa aș traduce ca slujbă de mulțumire. Deci noi ne adunăm pentru ca să-i mulțumim lui Dumnezeu de fiecare dată pentru toate darurile sale cele bogate. Vorbeați despre post, chiar dacă nu toată lumea ține acest post dinaintea Paștelui, cât de important este acest lucru pentru noi ca oameni, ca ființe, ca creștini? Sfinții părinți spuneau așa, că postul și rugăciunea sunt cele două aripi care îl înalță pe creștin la cer. Dacă tu te rogi, dar nu postești, e ca și cum ai avea o aripă. Dar noi știm destul de bine că o pasăre care are doar o aripă nu se poate înalța la cer. Dacă tu postești, dar nu te rogi, iarăși din nou e doar o dietă. Dacă vorbim despre post, postul nu este doar abținerea de la anumite produse alimentare. Aceasta este doar o parte componentă a postului. Cealaltă parte a postului extrem de importantă este încercarea noastră de a ne schimba, de a fi altfel decât atunci când am intrat în post. Dacă la începutul postului bârfeam, la sfârșitul postului să nu o mai facem. Dacă la începutul postului fumam, la sfârșitul postului să nu o mai facem. Și când se termină postul? Și este exercițiul pe care noi îl începem pentru a-i da continuitate după, pentru a-i da continuitate în timp. Adică eu exersez voința mea pentru a mă abține de la anumite lucruri, în post îmi dovedesc că pot și putând face lucrul acesta, merg mai departe în afara păcatului. Le spuneam la toți, foarte frumos ar fi ca la începutul postului eu să știu că, Doamne, să-mi pun un scop. Doamne, vreau ca în perioada acestui post să mă despătimesc de două sau trei sau patru păcatele mele. Vreau să nu mai bârfesc, vreau să nu mai judec semenii mei, vreau să nu mai spun minciuni, vreau să nu mai fiu invidios. Și atunci când ajungi la sfârșitul postului, se poți spune, Doamne, am scăpat de aceste patime, îți mulțumesc. Jertfa mea pentru tine este aceasta, despătimirea mea. Că Dumnezeu, până la urmă, ce putem noi să-i dăm la Dumnezeu? Ce avem noi? Are nevoie Dumnezeu de aurul nostru? Nici de cum. Are nevoie Dumnezeu de viața noastră? Nici de cum. Ceea ce putem noi să dăm la Dumnezeu este lacrima noastră de pocăință.
părere de rău pentru păcatele pe care le-am săvârșit. Iată, postul este acea perioadă de timp care ne ajută să exersăm toate aceste lucrări extraordinare din viața noastră și ne judecă câte cineva și zice că, uite, creștinii postesc, preoții vă pun să postiți cu deasila. Fals! Noi doar oferim modele care au postit. Adam și Eva n-au postit, au pierdut raiul. Cei din cetatea Ninive, când le-a dat Dumnezeu vestea despre distrugerea cetății, au postit și au câștigat schimbarea planului lui Dumnezeu pentru ei. Moise a vrut să-L vadă pe Dumnezeu și a postit. Chiar Hristos a venit pe pământ și a postit. Deci noi avem suficiente exemple a corifeilor din Biblie care au fost oameni postitori. Și dacă noi vrem să ajungem în rai, prin post o putem face. Și ca să mă revin la sărbătoarea învierii, de fapt, din post, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea foarte frumos în cuvântul său, și cei ce au postit și cei ce nu au postit în aceste zile trebuie să se bucure de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă tot vorbeam despre post alimentar, sunt și oamenii bolnavi, care ei nu pot posti, dar se zică că nu se pot abține de la răutățile și de la fără de legile lor, nu cred. Deci ei tot pot posti în felul lor, în felul lor, mâncând anumite produse, dar abținându-se de la a fi răi. De ce vopsim ouă roșii de Paști? Și, mă rog, acum mai nou le vopsim în diferite culori, le încondeiem, le ornamentăm, așa cum... Care este semnificația lor? Care este... Ca să o luăm așa pe rând, adică oul roșu vine să ne aducă aminte de sângele Mântuitorului Hristos vărsat pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire. Apropo, ca o mică paranteză legată tot de sângele Mântuitorului Hristos, puțin știu semnificația, dar dacă o să urmăriți foarte atent la crucea Mântuitorului Hristos, de fiecare dată o să vedeți jos că este un craniu și două oase. Și da, puțin știu, sunt două explicații de care avem noi parte. Prima ne spune că este biruința vieții, Hristos este calea, adevărul și viața, deci biruința vieții asupra morții. Iar cel de-al doilea moment, cel mai important, este aducerea aminte despre faptul că acolo, în Golgota, era și mormântul lui Adam. Și atunci când Hristos a fost răstignit, sângele lui Hristos vărsat pe cruce a curs pe craniul lui Adam. Și în felul acesta Hristos a spălat păcatul săvârșit de Adam în rai. Ăsta a fost scopul pentru care Hristos a venit pe pământ, de bunăvoie și neselit de nimeni. A venit spre patima sa cea de bunăvoie, ca să-L mântuiască pe toți oamenii din Vechiul Testament, începând de la Adam și de la Eva și până în zilele noastre. Bănuiesc că știți lucrul acesta, dar o spun pentru telespectatorii noștri, că până la Mântuitorul Hristos, toată lumea mergea în iad din pricina păcatului strămoșesc. Odată cu Mântuitorul Hristos vine vestea cea bună, că de acum noi alegem unde vrem, în rai sau în iad. Și știu că sună destul de amuzant ceea ce spun eu, dar după faptele voastre va fi vouă. Adică dacă noi alegem să fim buni de aici, de pe pământ, calea noastră în veșnicie este spre rai. Dacă noi alegem să fim împotriva lui Hristos, calea noastră spre iad merge. Adică nu există loc de mijloc, purgatoriu nu-i. Deci ouăle roșii? Și ouăle roșii vin să ne aducă aminte de sângele Mântuitorului Hristos vărsat pe cruce, iar legat de ouăle roșii avem câteva legende. Una dintre legende spune despre acea femeie care era cu coșul, cu panierașul de ouă și l-a văzut răstignirea Mântuitorului Hristos și l-a însoțit și panierașul a ajuns care cumva sub crucea Mântuitorului și sângele a curs peste ele și s-au înroșit. Cea de-a doua, cea mai plauzibilă, mai credibilă, este cea prin care Maria Magdalena, una dintre femeile mironosițe, după ce Mântuitorul Hristos a înviat și s-a înălțat la cer, a ajuns până la împăratul Tiberiu ca să-i vorbească despre fără de legile săvârșite în Iudeea de către guvernatorul Ponțiu Pilat. A așteptat la audiență câteva luni de zile, vă dați seama, o femeie, în 2000 de ani în urmă, statutul femeii care era pe atunci și să ceară audiență la imperatorul Romei, a așteptat câteva luni de zile, după câteva luni de zile i-a povestit lui Tiberiu toate cele întâmplate, acela cum stătea la masă și avea și niște ouă pe masă, a zis, voi crede toată istoria ta atunci când voi vedea că se înroșesc aceste ouă. Și în fața lui s-au înroșit ouăle, Tiberiu a rămas minunat, n-a mai crezut.
Dar ceea ce a făcut, a lăsat-o pe Maria să plece vie în acel moment de la el. De aici se iau legendele legate de ouăle roșii, iar poporul nostru a știut să facă din ouă o artă, prin acea încondeiere frumoasă. Eu ceea ce nu salut legat de ouă, e tendința de ultima perioadă de timp de a încerca să îmbrăcăm ouăle în niște etichete cu învierea Mântuitorului Hristos. Dar bănuiesc că prea puțin își dau seama despre faptul că toate aceste etichete iconițe, după aceasta sunt aruncate în foc. Nu în foc, cer scuze, la gunoi. Încă în foc e cea mai bună variantă. Adică ajung ca să fie batjocorite. Și nu găsesc de cuviință că ar fi bine să facem chestia dată. Pentru mine, oul care totdeauna o să ne aducă aminte de învierea Mântuitorului Hristos este oul pascal. Și dacă tot vorbim despre momentul ăsta, vreau ca să-i îndemn pe telespectatorii noștri să aibă mare grijă la toate greșelile și niște chestiuțe care nu au nicio tangență cu Paștele. De exemplu, și ca să fac similitudine, avem nașterea Domnului. Și toată lumea vorbește la nașterea Domnului de Crăciun. Dar cine este acest Crăciun? Dar ce este cu Crăciunul ăsta? Nimeni nu-l deslușește. Toți vorbesc despre brad, despre beculețe, despre luminițe, despre cadouri și mai puțin despre Hristos, cel care s-a născut în peștera Betleemului. Ultima tendință de ultimă oră este de a-l identifica Paștele cu iepurașul. Lămuriți-mă că eu sunt prost, nu înțeleg. Lămuriți-ne. Cu ce ocazie? Da. De unde s-a luat iepurașul în toată legenda aceasta? Eu nu știu. Eu nu-mi dau seama de ce cineva cearcă să amestece iepurașul cu învierea Mântuitorului Hristos. N-are nicio treabă. Absolut nicio treabă nu are. N-au fost iepurași prin jurul crucii Mântuitorului Hristos. N-au fost iepurași pe mormântul Mântuitorului Hristos. Deci sunt niște încercări de a băga niște mituri. Există vreo legendă, poate? Nu. Nu există nimic absolut. Deci există un business, o afacere și lumea încearcă să facă bani pe seama acestei sărbători, pompează niște mituri și în baza acestor mituri după aceasta le valorifică și pot face bani pe chestia dată. Dar chestia asta este foarte complicată pentru noi preoții, pentru că nu poți să-i lămurești omului ce este cu acel iepuraș și ce treabă are iepurașul cu învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deci eu totdeauna le spun creștinilor mei, haideți să vorbim nu despre Crăciun, dar despre nașterea Domnului. Haideți să vorbim mai mult despre învierea Domnului, ca să nu-L dăm pe Hristos într-o parte și să-L ascundem pe Hristos după brad. Că este această tendință. Chiar, iarăși mă întorc la nașterea Domnului, la noi, Republica Moldova, e țara minunilor, știți? Suntem țara care avem ziua limbii, dar nu știm ce limbă vorbim. Că o fi moldovenească, că o fi română. Și suntem țara care avem aceeași sărbătoare prin lege de stat, sărbată de două ori. Nașterea Domnului pe stil nou și nașterea Domnului pe stil vechi. Dar să știți că e o chestiuță foarte iscusită de a încerca să-l dezbați pe om de la adevăr. Pentru că atunci când stai de vorbă cu un ateist și el te întreabă, măi, dar ce e cu tot... Băi, vai, care pe nou, care pe vechi, care brad, care... Unde e adevărul, unde e minciuna? Și atunci oamenii se despart între ei. Descinderea acestui. Exact. Lucru. Și asta este dureros. Ciocnitul ouălor. Ce simbolizează? În prima zi se ciocnește în vârf, ouăle doar în vârf, în a doua zi vârful cu dosul, în zilele următoare se pot ciocni și dos cu dos. Care este diferența în acest proces până la urmă? Eu vă pot spune doar explicația bisericii, ciocnitul ouălor ne aduce aminte despre spargerea pietrei de pe ușa mormântului Mântuitorului Hristos, răsturnarea pietrei de pe mormântul Mântuitorului Hristos. Deci asta este semnificația de care noi trebuie să ne legăm și bucuria pe care o aducem. Deci spargerea ouălor ne aduce aminte de acest moment. Eu vreau ca toți creștinii să încerce să savureze adevărata esența sărbătorii. Momentul acesta este culminant și vreau ca să-l retrăiască fiecare om, momentul învierii Mântuitorului Hristos. Vreau ca să fim și noi ca femeile mironosițe, care mergeau la mormântul Domnului pline de frică. Pentru mine femeia este în genere o enigmă și este extraordinară. Și vreau să vă spun că atunci când apostolii Mântuitorului Hristos stăteau încuiați în foișorul cinicile de taină, ușile încuiate, geamurile încuiate, de frică ca nu coare cumva să fie prinși și ei de către iudei și să fie și ei răstigniți ca Mântuitorul Hristos,
Femeile mironosițe au mers după crucea Mântuitorului Hristos, au asistat la răstignirea Mântuitorului Hristos, au fost împreună cu Mântuitorul Hristos când s-a coborât de pe cruce și când a fost pus în mormânt. Iar duminică dis de dimineață, de ce noi slujim noaptea? Pentru că femeile mironosițe până la răsăritul soarelui mergeau la mormântul Domnului. Și când au ajuns la mormântul Domnului, deja era răsăritul soarelui și unica lor frică nu era că o să fie prinși de iudei și o să fie răstignite și ele, nici pe departe. Unica lor frică era cine ne va gând, cine ne va prăvăli nouă piatră de pe ușa mormântului. Și când au ajuns la mormântul Mântuitorului Hristos, au văzut piatra de pe ușa mormântului răsturnată. Vă dați seama ce spaima, ce frica, ce sentimente, ce cocktail de sentimente era în inima și în sufletul lor. Și intrând în mormânt, au mai văzut și acea arătare de înger. De ce căutați pe cel viu între cei morți? A înviat. Nu este aici. Aduceți-vă aminte de cele pe care vi le-a spus. Vă dați seama, ele, femeile, au fost primile care au aflat vestea cea bună despre învierea Fiului lui Dumnezeu. Și femeile au dus această veste la rândul lor apostolilor, Mântuitorului Hristos. Deci apostolii au aflat vestea cea bună de la femeile mironosițe. Apoi a alergat Petru la mormânt împreună cu Ioan și au văzut mormântul descoperit, dar vestea cea bună a fost aflată întâi de către femei. Și atât ou spart, revin de urmă am pornit, aduce aminte despre acea piatră care era răsturnată de pe ușa mormântului. Asta este ceea ce trebuie să știm noi. Revenim la Paști, la masa de Paști, mai bine zis, de pe care nu lipsește cozonacul, pasca și mielul. Vreau să vă întreb semnificația pe scurt a acestor bucate. Pe scurt, mielul vine din Vechiul Testament și are legătură mare cu mielul evreilor, pe de o parte. La evrei, la Paștele evreilor, era totdeauna obiceiul ca să se junghe un miel și să fie consumat un miel. Mai apoi, în Noul Testament, noi ne aducem aminte despre faptul că Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. De aici avem această bogăție de miei pe mesele noastre pascale. În același timp, pe mesele pascale se vor regăsi de obicei acele produse alimentare care nu s-au consumat în perioada postului, adică de care ne-am abținut în perioada postului. Și ouăle, și brânza, și cozonacul ce l-a făcut cu brânză și cu toate, sau pasca. Pasca care se face. Deci toate acestea sunt produsele care nu s-au consumat în perioada postului și ele din belșug se află pe fiecare masă. Și iarăși mă întorc la cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur, care spunea că nu trebuie să fie nimeni flământ în aceste zile. Toți trebuie să se bucure de marea sărbătoare a învierii și să guste din masa bogată a lui Dumnezeu. Bine, am vorbit despre masă, despre bucate și mulți dintre noi... Îndemnăm pe toți să mănânci cu măsură, ca să nu le dăm de lucru medicilor, că e foarte important și biserica vorbește foarte des despre îmbuibarea pântecelui, deci noi aici trebuie să avem... Îmbuibarea tot este un păcat? Este un păcat. Îmbuibarea e și de două feluri. Primul care mănâncă totul de la oaltă cât n-ar fi, dar să fie umplutură de stomac și e păcat, pentru că trebuie să fie măsură, iar cea de-a doua este cel care se alintă la mâncare, adică câte puțin, dar foarte, foarte bun. Și e și aceasta un păcat. Deci noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce avem. Este bucățica de pâine, slavă lui Dumnezeu. Avem și o bucată de cașcaval pe ea, slavă lui Dumnezeu. Avem și o bucată de, nu mai știu, cu la pânica ce e. E bine. Nu, mai bine. Slavă lui Dumnezeu pentru ce este. Deci noi, repet încă o dată, trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate, dar să le mâncăm cu măsură. Că ziceau bine înaintașii noștri, noi trebuie să mâncăm ca să trăim, dar nu străim ca să mâncăm. Dar în afară de mâncare, iată ce reguli de comportament trebuie să mai respectăm în perioada acestor sărbători? Cel mai important, și reiterez ceea ce spuneam și mai sus, vă rog din tot sufletul, noi toți în aceste zile trebuie să fim apostoli ai Mântuitorului Hristos și să ducem vestea cea bună despre învierea Fiului lui Dumnezeu. Deci ce vreau să îndemn pe toți creștinii noștri, să nu se rușineze niciunul să se salute cu salutul frumos: Hristos a înviat, iar răspunsul: cu adevărat a înviat. În biserica noastră ortodoxă ne salutăm cu acest salut până la 40 de zile, adică până la înălțarea la cer a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și le readuc aminte la toți creștinii cuvântul Bibliei care zice: cine se rușinează de mine, nu este vrednic de mine.
Dacă noi mergem și ne rușinăm să ne salutăm cu prietenii noștri, cu cunoscuții noștri, cu salutul Hristos a înviat, atunci să știți că și Hristos se va rușina de noi. Mai apoi, ziceam ceva mai înainte, că nimeni în aceste zile nu trebuie să fie flământ. Fiecare dintre noi, mai ales cei care suntem pe la sate, cunoaștem destul de bine situația materială, socială, a seminilor noștri. Mesele la noi astăzi sunt doldura. Haideți să încercăm să vedem pe cineva dintre vecinii noștri care poate o duce un pic mai modest decât noi. E cazul și e momentul potrivit ca să pășim pragul casei acestor oameni sau familii cu mulți copii, de ce nu refugiați care îi avem în Republica Moldova în această perioadă de timp și din bogăție pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, să încercăm să o împărțim și cu seminii noștri. Asta ar însemna justă valoare a Paștelui. Să încercăm să vizităm centrele care le avem în Republica Moldova, spitalele care le avem în Republica Moldova, cei la care Paștele nu ajunge în mod firesc. Bătrânii. Noi, bătrânii. E perioada de timp când trebuie să ne vizităm părinții. E perioada de timp când trebuie să ne vizităm bunei. E perioada de timp când trebuie să ne aducem aminte de persoanele pe la care nu am fost de mult. De ce nu? Persoanele care nu am vorbit de mult sau poate am fost certați. E tocmai momentul cel mai potrivit pentru a zice iartă-mă și pentru a-i duce și acestor oameni vestea cea bună a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Asta înseamnă Paștele, ca toți să se bucure, ca toți să fie fericiți, ca toți să trăiască pe deplin această bucurie a învierii. Nu în ospețe și nu în beții, să nu le rezumăm la lucrul acesta. Pentru că asta înseamnă deja o denigrare a acestei sărbători și un motiv în plus pentru a ne arăta cu degetul de către cei care sunt parte altor culte sau altor religii. Noi, creștinii ortodoxi, zi de zi trebuie să fim apostoli, mărturisitorii credinței noastre. Și nu așa cum o fac preoții, prin predică, prin grau viu, prin faptele tale, prin credința ta, prin modul tău de a fi. Iată, în felul ăsta noi trebuie să reușim să fim apostolii Dumnezeului Celui Preanalt. Și atunci se împlinește Biblia care zice că văzând oamenii faptele voastre cele bune, să-L slavească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Haideți să vorbim și despre un alt element indispensabil sărbătoririi Paștelui. Este vorba despre focul haric. Cum și de unde vine el la mormântul sfânt? E o minune care a fost atestată documentar, utilizăm termeni istorici, de mai bine de 1200 de ani. Pelerinii care mergeau la Ierusalim încă prin secolul 8-9 al creștinismului deja descriu acest fenomen. E un moment foarte important pe care vreau să-l înțelegeți, este o minune. Ce înseamnă cuvântul minune? Lucru pe care, în mod obișnuit, sub nicio formă nu poate fi explicat. Adică oamenii de știință strâng din umeri și spun, noi nu putem să explicăm cum se poate întâmpla așa ceva. Noi nu putem explica, ca exemplu, cum dintr-o icoană curge sânge. Sau lacrimă. Sau lacrimă. Sau mir. Deci noi nu putem explica. Oamenii de știință au luat icoana, au cercetat-o pe o parte, pe alta, au analizat-o științific, au dovedit că e sânge uman, au dovedit că e sânge grupa sanguină și toate celelalte detalii, dar de unde se ia acest sânge pe acea icoană, ei nu pot explica. Exact același lucru se întâmplă și cu focul haric de la Ierusalim. Patriarhul Ierusalimului, înainte de a intra în mormântul Mântuitorului Hristos pentru a se ruga, este percheziționat de către trei ostași. Unul este arab, altul este musulman și altul este evreu. Niciun ortodox. Pentru ca să nu fie dubii, precum că ortodoxii i-ar băga o cutie de chibrit în buzunar pentru ca să aibă ce aprinde acolo lumânările. Este perghiziționat exact așa și mormântul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, în întregime, ca să nu fie nicio sursă cu care să poată fi aprinsă acolo, cu nicio sursă care se poate aprinde focul haric. Patriarhul întâi într-o cămașă, doar cu două legături de lumânări, câte 33 de lumânări în fiecare mână. 33 de lumânări în cinstea anilor pe care Hristos i-a trăit pe fața pământului. Și mormântul se pecetluiește, se răstoarnă piatră pe ușa mormântului, exact ca în Evanghelie, și mormântul este pecetluit, să pun ștampile acolo, și patriarhul se roagă în această perioadă de timp. La o anumită perioadă de timp, cel mai puțin a durat jumate de oră, cel mai mult a durat, după câte știu eu, 6 ore și jumătate, deci se roagă o perioadă de timp
Și la un anumit moment se începe a prinde focul haric și la patriar și se începe a prinde și în toată biserica și candeluțele care sunt se începe a prinde toate de la focul haric. Și focul acesta, într-adevăr, pentru prima perioadă de timp major de 4-5 minute, el nu arde. Adică îl poți da pe barbă, îl poți da pe păr, îl dai pe mână, el nu arde. Cei care au fost acolo au trăit acest sentiment. Există suficiente filmări video în sensul acesta care pot să adeverească cei mai sceptici. Îi invităm să plătească și să se ducă și ei personal acolo. Asta vreau să zic, că unii totuși, indiferent de argumentele pe care le aduceți dumneavoastră și pe care le vedem noi în media, pun la îndoială focul haric, rămân sceptici și nu cred până la urmă. Mie mi-a plăcut, cum zicea un părinte al bisericii, pentru cel ce crede, am un milion de argumente existenței lui Dumnezeu. Pentru cel ce nu crede, nu am niciunul. Și dacă mă întorc la Sfânta Scriptură, că îmi place enorm de mult, cum zice, Filip s-a dus la Natanael și zice, l-am găsit pe Domnul. De unde e? Din Nazaret. Și el zice, păi, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a răspuns simplu de tot. Vino și vezi. Și gata. El nu s-a chinuit să-i aducă careva argumente. Vino și vezi. Exact același lucru îl spun și eu celor sceptici. Veniți și vedeți că bun este Domnul și ne iubește. Focul haric este o minune care, eu zic în felul următor, are mai bine de 1000 de ani atestată documentar. Dacă era o trișare din partea bisericii, dacă era o magie din partea bisericii, la sigur că într-o mie și ceva de ani ea ar fi fost descoperită, mai ales în secolul 21, cu toate tehnologiile pe care le avem noi. Plus la toate, dacă era un secret foarte bine păzit prin care s-ar putea aprinde acele lumânări, credeți-mă, vă rog frumos pe mine, se schimbă patriarhii. Deja s-au schimbat zeci de patriarhi de la când a început Dumnezeu, a rânduit această minune pentru noi. Cum se transmite acest secret dintr-un patriarh în altul? Pentru că patriarhul nou este numit abia după moartea celui vechi. Deci eu pot să aduc o sumedenie de explicații acestui moment. Nu știu dacă este necesar. Repet încă o dată, pentru cel ce crede, am un milion de dovezi a existenței lui Dumnezeu și a fapt că Dumnezeu săvârșește minuni zilnic cu fiecare dintre noi. Pentru cel ce nu crede, iartă-mă, nu am niciuna. Va veni momentul când am avut așa un moment, dacă îmi permiteți, o mică abatere. Am avut un elev care era de felul său așa ateist. Și la fiecare lecție cerca să mă provoace în domeniu și într-o bună zi chiar trântit geanta masă, să-mi scris mare, am să mă duc și am să învăț și am să vin și am să vă dovedesc că nu există Dumnezeu. Te aștept cu mare drag. A trecut câțiva ani de zile și într-o bună zi elevul meu intră în biserică, se așează în genunchi și începe taina Sfintei Spovedanii. Mă uit la el și zic, ce cați aici? El zice, cum adică am venit să mă mărturisesc? Păi, dar tu trebuia să-mi dovedești că nu există. Hai, lasă-mă, părinte, cu prostiile mele, că eram tânăr și nu-mi dădeam seama ce fac. Deci, vine momentul când Dumnezeu, în mod minunat, ne cheamă pe toți. Ne cheamă pe toți. Unul prin boală, altor prin accident, altor printr-un necaz, altor printr-o suferință, altor vine singur de bunăvoie. Noi pe toți îi îndemnăm. Veniți la Domnul, că nu trebuie Dumnezeu cu forța să vă aducă în biserică. Veniți de bunăvoie și nesiliți de nimeni și vedeți că de minunat e să trăiești cu el. Dar decizia aparține fiecăruia. Mai multă libertate ca în ortodoxie nu o să găsesc nicăieri. Să știți. Ortodoxie este credința cu cea mai mare libertate. Nu o să găsesc nici într-o credință și nici într-un stat atâta libertate cât vă oferă ortodoxia. Acest Paște este o sărbătoare tragică și sângeroasă, mai ales pentru refugiații, pentru cetățenii Ucrainei care trec prin război. În aceste momente, dar și pentru întreaga omenire, de fapt, în aceste momente, în asemenea situației, fețele bisericești trebuie să intervină pentru a aduce, a transmite mesaje de pace și dacă da, cum o fac? Noi nu avem dreptul să rămânem în afara mesajelor de pace. Biserica Ortodoxă a pledat totdeauna pentru pace și vreau astăzi în fața la toți telespectatorii noștri să-mi cer iertare dacă a fost vreun preot, vreun ierarh al bisericii noastre care a zis altceva decât îndemnul la pace. Biserica Ortodoxă trebuie să fie alături de creștinii săi și nici de cum nu poate fi altfel în momentele acestea. Știți,
Niciodată nu pui mai multă valoare pe cuvântul sănătate decât atunci când o pierzi. Niciodată n-am pus valoare pe sănătate decât în această poveste a pandemiei prin care am trecut în 2 ani de zile. Abia acum am înțeles ce înseamnă cu adevărat să prețuiești sănătatea și libertatea. Și exact același lucru îl spunem acum despre război. Niciodată nu simți mai tare grozăvenie și durere războiului decât atunci când îl vezi în coastele tale. Războiul este și va rămâne pentru noi, pentru biserică și pentru fiecare om bănuiesc, o tragedie. Războiul înseamnă femei violate, războiul înseamnă case dărâmate, războiul înseamnă mame fără de copii, războiul înseamnă bărbați schilodiți pentru totdeauna, războiul înseamnă cicatrici care vor rămâne în sufletele oamenilor și care niciodată nu vor putea fi scoase de acolo. Pentru că un bărbat care a văzut tragedia și grozăvenia războiului, pot să lucreze cu dânsul sute de preoți și de psihologi. De acolo nu mai scoți. Ea s-a încuibărit pentru totdeauna acolo. Și bărbații ăștia care au trăit grozăvenia războiului, de cele mai deseori îi preferă să tacă și bine fac. Pentru că să scoți ceea ce este acolo este groaznic. De aceea Biserica Ortodoxă a pledat, pledează și va fi totdeauna pentru pace, iar noi, cei de aici, de Republica Moldova, evident facem ceea ce putem să facem, suntem alături de familiile refugiaților. Acum, indiferent, noi la Lucășeu că am deschis un centru pentru refugiați, am avut 15 locuri de cazare. Prima perioadă de timp am cazat mai multe zeci de oameni care veneau pentru o seară, două, ca să se băiască, ca să mănânce și ca să poată merge mai departe. Acum, la moment, avem în jur de 3-4 familii pe teritoriul nostru, cărora le acordăm toate asistența necesară, inclusiv și materială, inclusiv și produse alimentare, inclusiv și, dacă e vorba despre baie, igienă, tot ceea ce trebuie, o facem cu mare drag și încercăm să ne oferim. Ne bucurăm enorm de mult să vedem în bisericile noastre, și la vin. Slujbă, vin. Vin. Și să știți că sunt niște oameni de o profunzime extraordinară. Și un lucru foarte important, am văzut că războiul îi învață pe oameni ceva. Ei nu blestemă. Ei nu sunt supărați pe nimeni. Ei se roagă. Chestia asta atât de tare m-a uimit. Eu vă spun cu toată sinceritatea, așteptam ca oamenii aceștia să vină să voiască moartea lui Putin. Să voiască nu mai știu ce acolo. N-am întâlnit niciunul care să zică așa ceva. Deci toți vin și se roagă ca cât mai repede să fie liniște și pace în țara lor, să se poată reîntoarce parte dintre ei, să se poată reîntoarce acasă, parte dintre ei să ajungă cu bine acolo unde s-au pornit. Deci au găsit puteri să nu meargă pe calea urii, a furiei, a atacurilor asupra celuilalt. Chestia asta m-a uimit cel mai mult. Deci chestia asta m-a uimit cel mai mult. Acum auzi cu toată sinceritatea, poporul nostru mult mai tare urăște războiul ăsta decât ei, cei de acolo. Ei au putere doar de a se ruga. Dar noi ce să facem ca să scăpăm de acest sentiment de ură? Haideți să încercăm să luăm exemplul lor. Pentru că, pentru mine, să știți, ei au fost o lecție extraordinară pe care am trăit-o în aceste zile alături de ei. Au fost... Am plâns alături de ei, am râs alături de ei, am povestit împreună cu ei, am glumit împreună cu ei, am trăit ceea ce trăiesc, am încercat să trăiesc. Deci nu poți să trăiești în adevărat. Chiar le ziceam la un moment dat, le spuneam despre, da, sărmane, dar ați rămas fără de casă, dar noi o să le construim din nou. Să fie pace. Dar noi o să le construim din nou. Un optimism, o sete de viață, o dorință de a trăi extraordinară. Să știți că acești oameni sunt pentru noi toți o lecție vie. Eu știu că în presă s-a vehiculat că sunt și oameni diferiți. Sunt. De parcă la noi în Republica Moldova nu ar fi oameni diferiți. Ca și noi diferiți. De altfel, exact. Da? Dar sunt niște oameni extraordinari pe care războiul ăsta i-a învățat ceva. Ar fi bine ca noi să învățăm de la distanță. Și nu din război. Da, să învățăm de la distanță. În câteva zile vine și Paștele Blajinilor. După 2 ani de pandemie, de restricții, în sfârșit oamenii vor putea merge pe la mormintele celor dragi, unde se vor întâlni cu rudele, unde îi vor pomeni pe cei plecați. Vreau să vă întreb, ce spune Biserica despre această sărbătoare, de unde a apărut și care sunt obiceiurile?
Da, deci este, după cum și am vorbit în contextul învierii Mântuitorului Hristos, Mântuitorul Hristos, după ce a fost răstignit pe cruce, noi zicem în biserică mormânt cu trupul, dar în iad cu sufletul. Hristos a coborât la cei legați în temnița întunericului în iad pentru a scoate de acolo sufletele tuturor drepților. Și de atunci, din acea perioadă de timp, din cele mai vechi timpuri, Biserica Ortodoxă a luat obicei ca să se roage și pentru cei adormiți. Noi nu iubim cuvântul morți, noi iubim cuvântul adormiți. Și Hristos spune, Dumnezeu nu este celor morți, Dumnezeu este celor vii. Dumnezeu al lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov. Deci pentru noi ei sunt vii. Și mai vii sunt pentru noi în momentul în care noi ne rugăm cu ei și îi păstrăm vii în inimile și în sufletele noastre. Dacă vorbim despre Paștele Blajenilor strict, vreau să vă îndemn pe creștinii noștri la câteva lucruri foarte importante. Vă rog din tot sufletul, nu uitați că traducerea motamu a cuvântului cimitir este dormitor. Dormitor. Nu le stricați liniștea celor de acolo. Lăsați-i să se odihnească. Nu trebuie frigărui, nu trebuie mese copioase. Veniți și faceți acolo pomenirea celor adormiți, iar după ce ați făcut pomenirea celor adormiți, mergeți acasă împreună cu rudele și cu familiile și gustați din bucatele pe care atât de mult vi le doriți să le gustați. Acolo în cimitir noi nu mergem pentru a mânca și pentru a bea. Noi acolo mergem pentru a ne ruga. Nu arată moda în cimitir. Pentru că eu știu că este mis cimitir 20, 21, 19, 18, acum 22 mai recent trebuie să fie. Vă rog din tot sufletul, nu mergem acolo pentru a ne arăta, etala bărbații automobilele, iar femeile formele. Mergem acolo pentru a ne ruga. Eu la un moment dat mă întorc la copilașii mei, învăț alături de ei și i-am întrebat, am intrat în clasă după Paștele Blajenilor și zic, dragii mei copii, haideți o întrebare sincer și onestă, să ridici mâna în sus cei dintre voi care ați fost în cimitir. Toți mâinile sus, evident. Acum mulțumesc din tot sufletul, să ridici mâna în sus cei care s-au rugat. Da, asta cum? Păi, dar pentru ce te-ai dus la cimitir? Ca să te arăți pe tine și ca să-i vezi pe ceilalți? Nu. Noi acolo mergem pentru ca să ne rugăm. Mai apoi, haideți să lăsăm tradiția asta cu pomenile. Vă rog din tot sufletul. M-am dus la cimitir cu 2 genți și am venit la cimitir cu 4 genți. Și mă laud că am făcut milostenie și pomană. N-ai făcut nimic. Și cum ar trebui să n-ai facem pomana corect? Simplu. Să se facă o colivă, să se pună un pahar cu apă sau un pahar cu vin acolo pe mormânt, a venit preotul, a făcut pomenirea, iar după aceasta coliva asta am împărțit-o celor mai sărmani ca noi. Iarăși, din nou, nu celui care mi-a dat mie anul trecut. Și vă rog din tot sufletul, fără frigidere, fără chei de la mașină, fără televizoare, fără de aur, fără de toate prostiile astea. Într-un an am văzut la cimitir rujuri pentru doamne și chestii de-astea de machiaj. Precis la cel mort îi trebuiește. Nu, ea ca precis. El fără de toate acestea nu-și vede sensul și rostul vieții. Deci sunt niște aberații la care noi ajungem, din păcate, de-a lungul timpului. Cea mai prețioasă este rugăciunea, dragi telespectatori. Și la cimitir mergem pentru ca să ne rugăm pentru cei adormiți. Evident și pentru ca să îngrijim mormintele. Și trebuie de făcut lucrul ăsta cu mult dragoste și cu multă bunăvoință. Eu îi îndemn pe toți creștinii mei de obicei să facă în felul următor. Fă pentru părinții tăi adormiți ceea ce dorești ca copiii tăi să facă pentru tine. Vrei ca copiii tăi să vină la mormânt? Vino și tu. Vrei ca copiii tăi să te pomenească? Tu astăzi pomenește. Mă întorc la exemplu, care noi trebuie să fim pentru toți cei de acolo. Nu se fumează în cimitir, nu se consumă alcool excesiv, nu se judecă preotul în cimitir că există această tendință că s-a dus la și ăla și nu a venit la mine. Toate se fac cu răbdare, cu dragoste și cu bucurie. Pomenirea celor adormiți la fel se face cu răbdare, cu dragoste și cu multă, multă omenie. Oamenii nu realizează cum ai putea să mergi în cimitir fără pomene. Eu n-am zis... Te râde lumea, nu? Nu râde lumea. Te vorbește vecinul. Mulțumesc lui Dumnezeu, Lucășeuca mea, încetul cu încetul, crește. Spre bine, nu zic că suntem deja exemplu pentru ceilalți, dar dacă în anii precedenți mormintele erau doldora și nu încăpeau, stăteau
camesele la moldoveni, farfurie peste farfurie. Ultima perioadă de timp noi am început să micșorăm toate acestea. Și le-am spus, vreți să faceți milostenii? Apreciez enorm de lucrul acesta. Du-te acasă la cel sărman. Vrei să dai o căldare de pomană? Super! Identifică în sat o fântână care nu are căldare și pune la acea fântână o căldare pentru sufletul celor adormiți. Și o să treacă lumea, o scoată o căldare, o cană de apă o să bea și o să zică, bă, da, proste, mulțumesc. Și mulțumesc cu ăsta, o să se ducă la cei adormiți ai noștri. Vrei să dai o masă de pomană? Dă o masă cei de pomană, dar dă o masă cei de pomană celor care știi destul de bine. De exemplu, o familie tânără s-a căsătorit și n-au sărmanii unde trăi. Și neavând unde trăi și neavând pe ce să mănânce, tu le-ai dat o masă. Vă dați seama cât de mulțumesc o să fie acolo pentru cei adormiți. Sau la noi în sat, vă rog foarte mult, lăsați monumentele astea grandioase și grandomania aceasta. Nu are rost. Chiar credeți că îi trebuiește celui adormit marmora de pe mormânt? Niciodată. El n-are nevoie de toate acestea. La noi, la Lucășiuca, s-a făcut un mormânt. Cer scuze tot ce înseamnă mormântul acela, iar costul era în jur de 4.500 de euro. 4.500 de euro cumpere o casă. Ia imaginați-vă dumneavoastră să faci așa o milostenie, să cumpere o casă la o familie cu 3-4 copii, să o dai de sufletul mamei și a tatei. Și să știi că oamenii ăștia au casă datorită ție, dar este milostenie pentru părinții tăi. Nu trebuie ca cei sărmani să se roage. Nu trebuie, că Dumnezeu pe toate le vede. Și Dumnezeu pe toate le știe. Vă dați seama, asta este adevărată pomană. Ori noi nu facem grandomania asta și facem niște monumente care costă mii de euro, care de fapt se dovedesc a fi inutile în negura timpului. Nu au rost, nu au sens. Sau, mă întorc chiar și din nou, scuzați-mă, florile este artificiale, coroanele este artificiale. Cui trebuiesc? Cui trebuiesc? Pe mine mă fascinează un mormânt unde mă duc și văd flori vii, unde mă duc și văd că mormântul este îngrijit, unde văd că acolo, alaltă ieri sau ieri, a fost cineva. Acela este mormântul. Nu coroanele care acum le stringem, le aruncăm la gunoi, poluăm atmosfera dându-le foc sau nu mai știu ce făcând acolo. Care este rostul la aceste lucruri? Spuneți-mi, oameni buni, pentru că Dumnezeu nu are nevoie de nimic artificial. Are nevoie Dumnezeu de plasmas? Sincer, noi trebuie să punem logică în tot ceea ce facem. Biserica ortodoxă nu este irațională. Biserica ortodoxă este rațională. Noi trebuie să raționalizăm. Dar pentru ce e corana aceea? Și e frumos? Sincer? Serios? De asta are nevoie. De ce facem lucrul? Și atunci când îți pui întrebarea de ce, atunci le faci lucrurile mult mai corect. Deci, hai să facem milostenie cu cele persoane care cu adevărat au nevoie de ajutorul nostru. Iar Biblia ne spune să nu știi stânga ce face dreapta. Nu este neapărat să-i talezi tot ceea ce vrei să dai tu milostenie pe mormânt. Du-te la casa celui sărman. În liniște. Întinde mâna celui care are nevoie de tine. Și atunci lucrurile se așează la locul lor. Deci am înțeles. De blajini trebuie să mergem la cimitir, la mormânt, cu flori vii, cu colivă și cu vin. Un pahar cu vin sau apă, poate să fie lichid. Ai făcut... Nu e o problemă dacă o să luați niște tartine, că dacă ne ducem cu copiii mici și ei au flămânzit, evident, plăcinte, evident, o plăcintă, o tartină acolo, nu este nicio problemă. Dar când vedem mesele doldura cu de toate, iarăși mă întorc la un exemplu pe care l-am văzut, am ajuns la un mormânt, l-am trăit personal, am ajuns la un mormânt la Paștele Blajinilor și doamna de acolo mi-a făcut o tartină cu ce-o găsit dumneai de covință, părinte de sufletul mamii. Zic, păi da, prostii, mulțumesc din tot sufletul, dar eu până nu termin ultimul mormânt, nu mănânc și nu beau nimic absolut decât apă și atâta tot. Lângă mine era un copilaș, sărman. S-a uitat așa lung la copilul, i-am văzut privirea, i-am prins privirea. S-a uitat lung la copilul celălalt, s-a întors cu spatele și s-a dus cu tartina înapoi. De ce n-a dat-o la acel copil sărman? Era mai mare pomana decât cu mine. Mult mai mare era pomana decât cu mine. Deci haideți să avem ochi de văzut. Să vedem pe cel care cu adevărat are nevoie de milostenia noastră. Da, eu acum să nu credeți că Biserica Ortodoxă pledează pentru aceea ca noi să dăm totul sărmanilor. Nu, noi trebuie să dăm sărmanilor undița.
ca să-i învățăm a prinde pește, dar nu peștele, pentru că dacă tu le dai azi peștele, imediat să întreb de ce nu l-ai curățit, pământ de ce nu l-ai prăjit, iar pământ de ce nu mi-ai făcut și mușdei și mămăligă. Deci noi trebuie să-l învățăm pe el a face ceva. Dar cu ce el copil sărman se poate de făcut o milostenie? Deci cred că trebuie să treacă ceva timp, ceva ani, poate până vom putea respecta aceste reguli despre care vorbiți și dumneavoastră, despre care ne îndemnați, mai bine zis. Pentru că noi suntem obișnuiți într-un alt mod să sărbătorim și vorba e foarte greu să ieși din zona de confort. Este un curent nou în Republica Moldova care se numește educația adulților, despre care vorbesc facultățile, universitățile. Mai nou, nu mai nou, dar biserica totdeauna a crezut în schimbarea oamenilor. Noi îl vedem pe tâlharul de pe cruce, care ultima secundă pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție ta și a ajuns în rai. Eu cred în schimbarea oamenilor. Eu cred că moldovenii noștri pot fi extraordinari și eu cred că noi putem servi un exemplu viu pentru generațiile care stau în spatele nostru. Așa, haideți să vorbim un pic și despre alt aspect. Cât de tare a afectat pandemia activitatea bisericii? Mulțumim lui Dumnezeu. Dacă e să vorbesc despre Lucășeuca, dacă e să vorbesc despre orhiei nostru, în linii generale, eu nu cred că noi am fost afectați. Am avut o colaborare foarte frumoasă între autoritățile publice locale, am încercat să respectăm toate normele epidemice, am încercat să respectăm toate cerințele, dar am fost cu oameni în biserică, cu oameni extraordinari, care nu s-au temut de nimic și acum la Paște am avut un prilej extraordinar să le mulțumesc acestor oameni care nu s-au temut de nimic și de nimica, ci au fost prezenți în biserică. Eu cred că noi am trecut cu succes lucrul acesta și noi nu avem cazuri care să poată fi dovedit științific că cineva s-a putut îmbolnăvi în biserică. Părinte, eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul TV6 în perioada acestor sărbători minunate pascale. Sperăm că oamenii vor lua aminte de ceea ce, de sfaturile aduse, de recomandările aduse și vor încerca și ei schimbarea. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru că ne oferiți această posibilitate ca să ajungem la inimile telespectatorilor dumneavoastră. Vă îndemn pe dumneavoastră, când zic dumneavoastră, mă refer la toți telespectatorii, să fiți apostoli, așa cum ziceam mai înainte, să alergați și lumii să propovăduiți că avea Domnul, dărind tuturor, mare milă. Vă mulțumim! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!